Ei bine, oameni buni, astăzi este o zi foarte importantă, pentru că astăzi revine documentarul vlog inegalabil, incomensurabil, incatalogabil din studio și cum să revin mai bine decât cu un episod despre cele mai importante preseturi pe care ar fi bine să le ai și tu, mă gândesc, și mai ales cele mai importante sinturi fără de care nu pot lucra și să începem! Primul sint este Silent, îl folosesc de foarte mult timp și practic în Silent am învățat să fac sunete, am învățat sound design. Acum, video ăsta nu e despre sound design, dar puteți să copiați setări din preseturile pe care le am aici. Și în Silent, presetul pe care l-am și pe care îl folosesc cam de fiecare dată este acest 808 Almost Clean, așa se numește. Îl folosesc de obicei când vreau să fac repede niște tobe, niște 808-uri. Îmi place că sună destul de clean, nu are foarte multe armonice care să mă încurce, nu are foarte mult caracter, dar în același timp se aude și pe boxele mai mici, pentru care, vezi, first harmonic aici. Îmi place silent-ul pentru că pot să programez în el orice sunet foarte, foarte rapid. De exemplu, nu știu, vreau să programez un pad, da? Iau acest sawtooth, pun 8 voci, fac detune, scot retrigger-ul, da? Mă interesează un atac un pic mai așa, mai soft. Apoi hai să-l facem un pic mai mellow, da? Punem și un sine wave, scoatem retrigger-ul, punem un pic de detune, dar nu chiar atât de mult. Ok, dăm volumul mai mic la ăsta, punem un filtru, low pass, cut-off, bam, 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 cut-off mai mic. Pic de drive. Ok. Bun, e foarte simplu să faci rutări aici de pitch și de cut-off. De exemplu, ce-mi place mult să fac, cut-off cu decay mare. Atunci când pad-urile alea sunt... E ora, știi, când ai un pad care e foarte static și e marfă să înceapă deschis și să se închidă pe parcurs. Super simplu, ai văzut, în câteva secunde îl faci în silent. Și ce mai place în silent este că poți să adaugi atac cu pitch, poți să faci pitch foarte scurt, envelope de pitch. Auzi ce marfă sună? Asta ajută și când vrei să faci 808-uri, ca și mic tip la 808-uri. Faceți-l, vă rog eu mult. Voices trebuie să fie monofonic, nu polifonic. Ca să nu se întâmple asta. Trebuie să uzi la polifonii 1. Neapărat, la bas faceți asta. Vă rog eu, am auzit foarte multe piese în care efectiv se încalecă notele de bas și mă doare capul, nu pot să ascult. Bun, pitch. Auzi cum vine? E, chestia asta e marfă la un 808, poți face foarte simplu aici. Bun, în fine, destul cu silent-ul. Al doilea sint fără de care efectiv nu pot lucra este Serum. Serum cumva este un fel de silent modern, a doua generație. Și zic asta pentru că este la fel de simplu de folosit ca și silent-ul. Diferența aici este că poți să faci wavetables, poți să faci orice wavetable vrei tu și mai ales să-l modulezi wavetable-ul cu envelope, cu LFO și asignările de LFO și de envelope sunt mult mai complexe în Serum decât în silent, dar în același timp parcă în silent are o magie și mult mai simplu să faci anumite chestii foarte basic decât aici. Dar, în ăsta folosesc un preset care îmi place foarte mult, l-am luat de pe Splice și este acest bas pe care l-am folosit și în piesa Mirei Vina și pe care tot îl folosesc pe foarte multe piese. Luați setările de aici sau descărcați-vă direct de pe Splice mai bine asta. Îl găsiți exact așa se numește presetul. Apoi, surpriză, surpriză, ați mai văzut acest synth? E un simplu sawtooth când îl deschizi, dar au samplat preseturi din clapele vechi care au avut o importanță în muzică. Și o să vă arăt acum exemplu. Au samplat celebrul flaut din Emu. Check this out. Mm-hmm.
Și chestia tare aici este că poți să setezi resampling modul, astfel încât schimbă tonul efectiv al modului în care resamplează, în funcție de clape și sampler-uri mai vechi. De exemplu, AKS 1000 sau EMU. Adaugă un caracter foarte marfă și ai și aici efecte jitter. Îmi place foarte mult ăsta. Casio flute. Mergem mai departe, un synth gratuit care emulează Juno 60, da? Este foarte tare, ăsta e un preset pe care l-am făcut eu pentru un pad. Copiați-l și voi, salvați-l. Apoi, nu pot să zic neapărat că pe acest plugin îl folosesc foarte des, ba chiar nu prea îl folosesc deloc de când a apărut acest model de la Behringer. Surprize, surprize, Behringer face synth-uri și chiar foarte bune mai nou. Dar, dacă nu aveți un model de sau dacă nu vreți să vă cumpărați acest Behringer și vreți ceva software pe care să-l puteți automatiza și modifica foarte ușor fără să fie nevoie să-l înregistrați audio, ăsta e cea mai bună emulare și uite așa sună un bass, de exemplu, pe care l-am făcut în el. Chiar e foarte tare, adică în producții mai încărcate, fără probleme, poți să treci și să păcălești, da? Este the real deal, că este chiar un mini-mug. Apoi, în listă intră și FM8, care este absolut senzațional. Neapărat uitați-vă la tutoriale cum să-l folosiți. Nu e ca un synth obișnuit, este FM Synthetis, nu este subtractive, nu este ca silentul sau ca serumul. Modul în care funcționează o să explic foarte pe scurt. Tot ce vezi aici este un oscilator de sunet ABCDF, până la F sunt oscilatoare de sunet și rutez efectiv. Oscilatorul F este oscilatorul final, practic. F-ul se duce în output. Apoi F-ul, da, primește semnal de la E, care este fiduit în F. Vezi, D-ul primește mai departe, se duce în F. C-ul se duce în D, care D se duce și tot așa mai departe. Apoi semnalul ăsta ce înseamnă? Înseamnă o undă de sunet care este FM-ul, adică acest sine wave, care are o iterație, adică o viteză cu care oscilează. Oscilarea de la ăsta, care este de fapt un sine wave, da? Oscilarea de la, hai să vedem, C-ul este sine wave, da? Are 2 rația. Practic 2-ul ăsta este dublu față de ce ai la D și fiduiește în D, da? Acest sine wave. Și acest sine wave practic se combină cu D-ul și formează un alt wave împreună. De aia se numește FM, e frequency modulation. O frecvență o modulează pe alta și se combină și se formează sunete dubioase. Skrillex practic este cel care a folosit cel mai mult acest FM în toate sunetele alea agresive și metalice și growling-urile și toate alea în principiu în FM se fac. Aici un exemplu este basul clasic de FM. Pe care l-am făcut în 20 de secunde. Mai departe, Reactor. Reactorul este genial. Singura problemă că se încarcă greu. Dar, dacă treci peste asta și ajungi să-l folosești, o să descoperi acest form, care este extraordinar. Poți să încarci în el fișiere audio, orice audio, și îl transformă în ceva pe care îl poți cânta. Pare foarte neintuitiv la început, o să vezi. Adică motion-ul și toate astea, eu n-am înțeles nimic. Mi-a luat un pic să-mi dau seama cum funcționează, dar după ce îți dai seama, poți să faci dintr-un sample. De exemplu, am o voce pe care am făcut-o să așa. Vezi cum efectiv lupează o anumită zonă în funcție de motion-ul pe care pun eu la o anumită viteză, care e de 1.9 cycle-uri hertz, da, pe secundă? Aici poți să-l faci să facă invers, poți să faci, ai tot felul de moduri de curve presets pe care poți, sau poți să-ți faci tu preset-ul tău. Cel mai tare este că cu ăsta poți să transformi, de exemplu, un bongo, da, într-un plug, sau poți să transformi o voce într-un pad. Desigur, poți să zici că poți să faci asta și cu contact, dar nu până la nivelul în care să alegi exact cum să se lupeze și toate cele sunete. Sau schimb timbru, e mai complex, e foarte tare, intrați în el și folosiți-l. Rar apare un plugin de genul ăsta care să fie atât de marf și avantajul este că în Reactor poți să ai tot felul de alte add-on-uri și mai ai Reactor FX unde poți să încarci o groază de chestii. Și mergem mai departe la domnul extraordinarul Behringer Model D pe care am avut ocazia să-l folosesc fix în comparație unul lângă altul cu un Minimoog Model D care costă de vreo 10 ori mai mult. O să trecem
imediat să vă arăt asta, dar nu înainte de a menționa alte instrumente pe care le folosesc și evident că le folosesc de zi cu zi și nu le-am inclus aici pentru că nu sunt instrumente, să zicem, externe pe care le adaugi. Sunt instrumentele care vin cu Ableton și care sunt extraordinare. De exemplu, simplerul prin care poți să samplezi, să pui un fișier audio, să transformi în ceva ce poți să cânti pe clapă și modul în care poți să faci slice-ul și cum să... Uite, hai să-ți dau un exemplu. Ce am făcut în simpler și mă duc la real și în simpler am... Uite, deci, acest instrument... este făcut în simpler. Chestia tare este că poți să iei sunetul, modul clasic, și apoi să zici, hei, vreau să-l cânti, dar de aici începând. Sau poți să iei de la început, starting point. Poți să iei de unde vrei tu, da? Și apoi zici, știi ce, dar după un anumit punct vreau să faci loop pe asta și să tot cânte, ca și când ar fi un sunet continuu. Nu vreau să se oprească dacă sunetul e prea scurt. Și practic asta am făcut aici. Tot ce am pus a fost un erosion și decapitator, atât. Simpler. E super. Apoi, desigur, Wavetable, care face cam ce face și Serum și vine gratuit cu Ableton-ul, dar eu între timp mi-am dat seama că am trecut la Ableton prea târziu și între timp îmi cumpărasem deja Serum-ul. Da, și cam astea. Sampler, Simpler, Wavetable în fiecare proiect le folosesc. Că tot vorbeam de 808-uri, hai să mai adaug ceva aici și să-l folosiți voi. Am făcut un preset de 808 care mi-e place, este făcut în Wavetable, care vine cu Ableton-ul și vă dau imediat setările, deci și Decapitator, Erosion-ul și astea le vedeți aici. Setările să-l folosiți și voi să le copiați, deci ați făcut screenshot aici, Envelope 2, Envelope 3, pe telefonul nimic, Matrix-ul și MIDI cu 12 la pitch bend ca să puteți să faceți pitch bend. Așa, oscilatorul 2 și sună cam... Iar dacă vreți să fie mai tare efectul de pur și simplu măriți aici la envelope. Perfect. Asta ca un cadou. Incredibile. Diamante naturale. Diamante naturale. Cumpărați acum. Haide. Haideți, dragilor, oamenilor care ați venit aici la mine ca să învățați cum se face muzica. Yes! The shiny quality of Behringer. Calitate, construcție, decent, foarte ok, da? Dar sunet, am rămas șocat și vorbesc foarte serios. Fiți atenți cum sună dragul de acest Behringer. Și overload-ul. Hai să fac un preset pe care îl folosesc aproape de fiecare dată. Asta e frumusețea la Minimoog, de fapt, modul în care detunez un pic oscilatoarele astfel încât să sune ca o chestie foarte... Șmecheria e când le detunez să ai același waveform. Auzi cât de fat poate să sune un singur synth? E incredibil. Îl folosesc pe orice piesă. Și am uitat să menționez prețul. E undeva la $300, ceea ce mi se pare nimic pentru ce obții din asta.
Acum, similar cu ăsta, este celălalt pe care l-am aici, Roland SC02, care e cumva tot în stilul ăsta, nu sună exact la fel ca minimum cum sună ăsta. Acesta este Rolandul. Partea tare cu Rolandul este că ai preseturi pe el și ai și clapă. Poți să-i cumperi cu clapă, de fapt. Ai preseturi pe el și acum au băgat băieții la Roland o bancă nouă, banca D, care se accesează apăsând de două ori pe ea. Ai banca D de sunet, care are sunete foarte marfă și sunete noi, și ai și arpegiator, care este nou acum, un nou update. Acesta a fost episodul de astăzi despre sinturi, despre ce folosesc eu în general. Desigur, astea nu sunt toate pe care le folosesc, dar astea sunt cam ce cred că ați putea să folosiți și voi și v-ar putea ajuta în cam toate proiectele. În general îmi place să-mi fac singur sunetele și nu să folosesc preseturi și toate cele. Urăsc cam urât întotdeauna preseturile. Mi se pare că, mă rog, pot să le folosesc și eu folosesc, dar prefer mai degrabă să-mi fac sunete, pentru că în felul ăsta vii cu ceva nou și creezi ceva al tău, măcar e special. Și vă încurajez și pe voi să faceți și să învățați sound design, pentru că apoi vă va fi mult mai ușor să vă faceți exact ce aveți în cap. Când vă gândiți la un sunet, zice, da, vreau să-l fac pe ăla, cum îl fac? E mult mai simplu dacă înveți sound design și stai pe asta. Chestiile astea durează, ți-au foarte mult timp, efectiv, trebuie să ai răbdare. Și această informație fiind spusă, vă las și vă aștept și la următorul episod din studio și la revedere!